Într-o economie de piață normală, după cum știți, dragii mei, fiecare trebuie să facă ce știe mai bine. Spre exemplu, unul cultivă grâul, celălalt îl procesează, iar al treilea vinde produsele obținute. În mod normal, toți trei ar trebui să câștige în funcție de cât efort a depus și cât de mult a muncit la capitolul lui. Oricum, la noi în țară nu prea se întâmplă totul normal. Să știți că mulți fermieri au început să-și proceseze singuri producția. Așadar, aflăm un exemplu chiar acum în materialul care urmează de la un grup de producători din județul Călăraș, care știu ei ce să facă cu produsele lor. Vedeți în spatele nostru echipamente dintr-o fabrică de FNC, fabrică Nutreț Combinat. Este o activitate în care noi intrăm cu inima deschisă, e o activitate pe care noi am văzut-o ca venind naturală după aceea de a cultiva cereale. Suntem un jucător nou pe piața furajelor de animale și sperăm că pas cu pas să învățăm cum să producem un furaj de calitate, astfel încât animalele care îl consumă să crească așa cum trebuie și să facă oamenii fericiți că au ales o mâncare pentru ele de calitate făcută pe plaiurile noastre românești. Așa este. Suntem în mijlocul Bărăganului, prin excelență cerealele se simt foarte bine aici. La ele acasă. Și decât să le exportăm, corect, mai bine să le procesăm aici și iarăși se știe foarte bine că prețul unui kilogram de grâu transformat în carne se triplează. Se multiplică. Deci aducem plus valoare. Ce vedeți în spatele meu este rezultatul unei munci de un proiect al unui grup de producători. Grupul de producători a accesat un proiect european și după mulți ani de prețuri într-o continuă creștere, prețuri de materiale, modificări, nu am mai ajuns noi la cel 50-50 participare a grupului și a celor de la AFIR, dar suntem mulțumiți că avem o investiție durabilă făcută cu cap, cu echipamente moderne, cu echipamente automatizate care nu ne vor crea foarte mari probleme din punctul ăsta de vedere și sunt la zi ca și tehnologie. Și încă o dată suntem convinși că putem să producem un furaj competitiv. Și din câte am observat, eu sunteți și foarte mândri de ce ați făcut aici. Da, este pentru că e vorba de anii ăia în care ați avut fel și fel de probleme, constructori, aprobări, hârtii, avize și așa mai departe. Mâine, poi mâine e și finalizăm. Finalizare. Exact, mâine este procesul de predare-primire, facem recepția întregii hali și a echipamentelor din hală și, într-adevăr, este o mândrie pentru că este o fabrică, nu mai este doar planta aia mică pe care ai însămânțat-o și, de fapt, bobul acela pe care l-ai însămânțat și a crescut într-o plantă, ci ai ajuns să procesezi acele producții, acele recolte și să aduci această plusvaloare de care tot vorbim toți, atât la nivel local, dar și la nivel național. Uite că am ajuns și noi să o punem în practică. Spuneți-mi, aici o să valorificați producția membrilor grupului sau o să achiziționați cereale și de la alți fermieri din zonă? Atât o să valorificăm producția membrilor grupului, dar dacă acest FNC va merge la capacitate, nu va fi suficientă și va trebui să achiziționăm cereale și de la fermierii din jur sau... O să aibă și ei de câștigat. O să aibă de câștigat și dumnealor, pentru că nu vor mai sta la mâna traderilor, ci vor avea un consumator de cereale local. Ce o să faceți aici? Ce fel de furaje? Pentru că dacă tot intrați acum pe piață, măcar să spunem lumii ce o să găsească la dumneavoastră? Furaje pentru absolut toate animalele care se găsesc într-o gospodărie din România la acest moment. Faceți și pentru cei mici, pentru gospodăriile individuale, ca da, să zic așa. Da, ținta noastră momentan este consumatorul individual, consumatorul de la casa, de la țară, așa cum o știm cu toții. În acest moment nu avem decât o foarte mică cantitate de furaj produsă de testare. Ținta noastră a fost să producem furaj miei faza 2,
dar putem să producem pentru găini ouătoare, pentru starter de pui, miei, bovine, absolut orice. Bovine, porcine? Bovine, porcine, la porci e un pic mai delicat, pentru că dacă la consumatorul acesta mic funcționează, la ferme, fermele de obicei de porcine au propriul lor FNC și nu cred că ne vom îndrepta pe acel tip de consumator. Dar pentru consumatorul mic vom avea și furaje pentru porcine. Puteți și individualiza, dacă vreți, produsul pe care îl oferiți. Individualiza cu siguranță atunci când vom colabora cu ferme care vor cere cantități mari, cu siguranță ne vom putea plia pe absolut orice cerință au dumnealor. Avem o colaborare în schimb pe partea de produse pentru consumatorul mic cu un inginer care ne face rețete. Noi trebuie să atingem niște valori în acele rețete, valori de nutriționale, ca animalul să crească așa cum trebuie, să dezvolte frumos. Instalațiile pe care le aveți aici sunt de ultimă generație, cred că între cele mai bune din câte am observat eu. Instalațiile sunt într-adevăr de ultimă generație, sunt instalații bune, sunt instalații aduse din Danemarca, producție Danemarca. Totul este automatizat, avem un panou de comandă din care operatorul vizualizează tot felul de parametri în mod real la multiplele motoare care sunt angrenate în această fabrică și poate controla cu ușurință tot procesul de fabricare din calculator. Bineînțeles, nu excludem intervenția umană, orice se poate întâmpla oricând, dar important este că avem un nivel de automatizare suficient de înalt care să ne permită un cost de producție relativ mic. Și să excludeți cât este posibil greșeala umană. Să excludem eroarea umană, cu siguranță, da. Care va să zică, 5 fermieri din județul Călăraș, membri ai unui grup de producători, începând din acest an, nu-și vor mai vinde cerealele produse în fermele pe care le administrează traderilor, comercianților de cereale, ci le vor transforma în furaje combinate, sporindu-le astfel valoarea de 2-3 ori. Trebuie să mai știți că în rețetele furajere ce se vor realiza în scurt timp aici, mai sunt niște aprobări de luat, este inclusă și lucerna, în proporție de 10 până la 12%. Aceasta a fost cultivată de membrii grupului, recoltată, balotată, dusă la o fabrică unde a fost peletizată, introdusă în rețetă, apoi în moară măcinată și distribuită în furaj. Lucerna mai este numită și regina furajelor, iar prezența ei în rețetele furajere ce se vor face aici cât de curând nu este întâmplătoare. Ea aduce o creștere a palatabilității furajelor combinate și a valorii nutritive a acestora. Așteptăm cu interes și opiniile dumneavoastră.